Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Începutul lunii se va dovedi destul de tensionat pentru gemeni, problemele din trecut vor deobândi semnificația anterioară. Dacă încercările independente de a rezolva nu duc la succes, atunci caut ajutor de la un prieten apropiat. Mișcarea lentă în afaceri și relații va câștiga un impuls bun în timp. Vei avea nevoie de multă îndemânare și dexteritate, dar evită zmuciturile bruște și nu te supra-solicita. Gemenii vor învăța să se pare grăul de pleavă în luna aceasta. În plus, reprezentanților semnului de aer nu li se recomandă să se concentreze pe idei frumoase și nici nu ar trebui să împrăști promisiuni. Aceste astrosfaturi sunt deosebite de relevante pentru prima decada a lunii octombrie. Vom trăi, vom vedea și mi-vei da din nou dreptate. Ai grijă de tine. Între timp, în a doua și a treia decadă, triumfurile sunt destul de reale pentru gemenii profesiilor creative, muzicieni, actori, scritori, artiști, publiciști, redactori cei mai inventivi și creativi indivizi vor fi capabili să cucerească rețelele sociale și să câștige o mare popularitate online. Iar luna nouă cu eclipse de soare, care va cădea pe 25 octombrie, te va înzestra cu inspirație calma, disciplină, seriozitate. În acest moment, mulți gemeni se vor angaja serios în chestiuni profesionale și sarcini de lucru importante. Dragoste în primele zile ale lunii octombrie, acei gemeni singuri ar trebui să fie mai atenți decât de obicei. Riști să întâlnești oameni fără scrupule care se servesc de tine, care vor să profite de sentimentele tale sincere. Nu fii prea deschisă și încrezătoare. În a doua decadă, vei deveni mai atrăgătoare și vei putea fermeca pe oricine vrei sau nu vrei. Încrederea în tine te va ajuta să câștigi inima cuiva. Relațiile romantice vor câștiga fiabilitate, iar o nouă conexiune va aduce o plăcere fără precedent. Gemenii căsătoriți ar trebui să aibă mai multă grijă de familie și prieteni. Atenția acordată părinților va căpăta un sens global. În a doua decada a lunii octombrie, ai grijă de confortul casei, afișează-ți elocvent imaginația. Mulți reprezentanți ai semnului vor începe în sfârșit renovarea mult așteptată sau pot dobândi propria locuință. Ai grijă în ultimele zile ale lunii să fii atentă la ceea ce spui și faci. Riscul de scandaluri și certuri pe motive interne va crește în mod logaritmic. Sănătatea În prima decada a lunii, gemenii pot avea probleme digestive, motiv pentru care te poți gândi de pe acum să cumperi o dietă, sau ascultă sfaturile următoare Evită complet alimentele picante, grase și prăjite. Dacă simți o exacerbare a bolilor cronice vechi, atunci asigură-te că vizitezi un specialist, treci printr-o examinare, chiar dacă asta implică o vizită la nesuferitul tău de medic de familie. Situațiile stresante pot agrava și problemele stomacului. Încearcă să te relaxezi mai mult cu compoturi preparate în casă, supe cremă de legume foarte bine fierte. Evită legumele care îți pot crea balonare excesivă, axează-te pe tomate și ardei gras. Dacă medicul tău îți prescrie medicamente, te sfătuiesc să ai tratamentul în serios. Începând cu a doua decada a lunii octombrie, amână chestiunile neimportante și vizitează un cosmetician. Iar masajul preventiv ar trebui inclus în programul tău săptămânal. După 20 octombrie vine momentul perfect pentru un makeover. Totuși, după 20 octombrie, pot apărea diverse tulburări simptomatice în organism. Este timpul să ai grijă de sistemul tău nervos, să organizezi mai de sesiuni de meditație și relaxare. Dacă nu ești familiarizată cu astfel de tehnici, atunci contactează un specialist sau găsește prieteni cu interese similare. Dacă există simptome care te împiedică să trăiești o viață normală, urgent, dar urgent, contactează un neurolog, banii. Începutul lunii nu va avea prea mult succes, nu ar trebui să-ți asumi proiecte dificile și să oferi cuiva o promisiune globală. Vei fi predispusă la scăderea stimei de sine și, prin urmare, este mai bine să amâni investițiile financiare și să eviți ofertele aventuroase. Vei fi mult mai vulnerabilă din punct de vedere energetic, prin urmare, vei avea tendința să atragi oamenii care vor să beneficieze pe cheltuiala ta. În acest moment, este bine să nu planifici un discurs public, deoarece îți va fi extrem de dificil să reușești să convingi situația se va schimba într-o direcție pozitivă după 12 octombrie. Începând cu a doua decadă, orice tranzacție financiară, negocieri și semnări de contracte vor avea succes. Acei gemeni care au datorii vor avea ocazia să-și redreseze situația. În sfârșit, vei putea să schimbi locul de muncă sau să pleci într-o călătorie de afaceri mult așteptată, să schimbi ceva important în viața ta. După 20 octombrie, astrele promis succes financiar, mai ales pentru oamenii creativi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!